Constructorul a dat asigurări că două dintre corpuri vor fi gata până pe 20 decembrie. Ele vor fi complet echipate, inclusiv cu dotări. Un al treilea corp va fi realizat în proporție de 80%. Pentru a se încadra în perioada contractată, zilnic aproape 200 de muncitori lucrează pe șantier. Ne înscriem cât de cât în programul care îl avem contractat. O să mai avem probleme mai intense și de lucru mai mult în partea de subsol, cu partea de instalații, de conducte de încălzire, cu racordarea la termoficare, dar care se lucrează intens pe toate corpurile. Avansează extraordinar de repede. Eu trec de două ori pe săptămână în șantier și îmi dau seama de fiecare dată că a mai avansat foarte mult lucrarea. Este capital pentru Craiova să aibă un spital municipal. Sigur că așteptăm și spitalul regional care este pe fonduri europene, dar acea investiție nu cred că va fi gata mai devreme de anul 2020 și atunci era absolut necesară această investiție. Investiția noului spital se ridică la 8 milioane de euro. Va fi un spital cu 4 corpuri de clădire, cu mobilier nou, cu aparatură nouă, din care o parte a fost achiziționată pe fonduri guvernamentale în ultimii 3 ani.